Salut, sunt Cristian, bine ați venit la un nou tutorial în Photoshop. Astăzi vreau să vă arăt cum puteți caricatura pe cineva sau cum puteți crea acest efect de ochi de cățeluș sau englezismul puppy eyes. Mai am o imagine unde rezultatul este asemănător și acest lucru îl vom face folosind de filtrele Warp și Liquify. Am să vă las în descrierea acestui tutorial link de unde vă puteți descărca poza pe care o vă folosi și eu în acest tutorial, dacă nu vă veți folosi ce poze vreți voi, dar ceea ce vreau să vă zic, după cum se poate observa, un numitor comun la aceste poze este că fondalul este unul de o singură culoare. După cum puteți observa, vom lucra și vom face pe această imagine ceea ce vreau să vă arăt în acest tutorial. Așadar, cu această imagine sau oricare alta ați ales-o voi, dar cum v-am mai zis mai devreme, să aveți un fundal, o singură culoare, să nu aveți elemente prea multe de fundal, deoarece efectele pe care le vom aplica se vor observa și asupra imaginilor sau ce aveți voi în fundal. Vom da un dublu click pe lăcățel și îl voi numi original, deoarece nu vreau să lucrez pe original, voi apăsa Ctrl și J pentru a duplica acest layer și voi da click dreapta să-l transform în Smart Object, deoarece vom modifica această imagine și nu vrem să fie pixelată, să fie pixel să se vadă urât. Și voi apăsa scurtătura de la Transform, adică Ctrl și T și am adus meniul Transform. Iar sus aici am acest buton de a schimba pe Warp. Voi da un click pe Warp și acum ne-a adus meniul de Warp. Iar în stânga observăm acest pătrat cu mai multe pătrățele, un pătrat alb reprezintă punctul de ancoră al acestei warp. Și vom vrea să ducem punctul de ancoră jos și voi da un click pe acest pătrat din mijloc jos. În partea din dreapta avem o căsuță unde avem posibilitatea, exact ca și la text, să modificăm warp textul nostru, să avem arc sus, arc jos, să avem sub formă de pește și așa mai departe. Și vom bifa shell upper. Și observăm că ne-a creat această modificare, ne-a țuguiat capul acestui actor și dacă tragem de el putem să ne apropiem mai mult de realitate sau să exagerăm și mai mult. În funcție de preferințele voastre, eu o să mă opresc cam așa și apăsăm iar butonul de warp. Dar vedem că ne-a ieșit un pic poza în afara planului nostru de lucru și acest lucru putem să debifăm zaua de la înălțime și înălțime. Suntem în continuare pe transform, astfel încât, dacă vom mai micșora un pic înălțimea, observăm că am intrat mai mult în planul nostru de vizualizare cu acest personaj. Sau scrieți la înălțime, să zicem 90%, iar apoi apăsați Enter să confirmați transformarea. După ce am făcut acest lucru, vom vrea să lucrăm cu filtrul Liquify. Dacă mergem pe filtrul Liquify, observăm că avem imaginea noastră în modul Warp și nu ne dorim acest lucru, noi vrem să lucrăm astfel încât imaginea să se vede bine. Vom da Cancel și vom face o copie, vom apăsa Ctrl și A exact cum vrem să și centrăm lucrurile, doar că am făcut o selecție a întregului plan al nostru de lucru. Iar dacă vom apăsa Ctrl cu layer-ul pe care tocmai am lucrat, apăsăm Ctrl și J, vom face o copie a ceea ce se vedea în interiorul acelei selecții. Nu vom mai avea nevoie de layer-ul pe care tocmai l-am copiat. Și ne vom întoarce înapoi pe layer-ul care l-am creat. Vom da click dreapta să-l facem înapoi, Smart Object. Și acum dacă mergem în filtrul Liquify, observăm că avem exact ce avem noi nevoie. În interiorul filtrului Liquify, pentru a crea acel efect de ochi măriți de cățeluș sau puppy eyes, luăm un alt tablet tool și funcționează exact ca și un alt brush din aculade mărim sau micșorăm acest braș și îți fac de mărime astfel încât să pot să cuprind întregul ochiul cu sprâncene cu tot
și voi încerca să măresc acest ochi, să mă duc cu brașul astfel încât centrul să fie pe ochi și voi da click și voi ține un pic apăsat și am mărit ochișorul și fac acest lucru și în partea din stânga, dau un click și țin apăsat. Iar dacă nu-mi convine, apăs Ctrl și Z să mă întorc înapoi cu un pas, astfel încât vreau să-i măresc ochiul cam din centru, cam așa. Și am făcut ochiul un pic mai mare. Putem să luăm un alt Smudge Tool acum și să-l putem să-i facem astfel încât să se uite cruciș. Mărim exact cât este ochiul lui și îl ducem un pic în partea din înspre centru și luăm și pe celălalt și îl ducem și pe el înspre centru. Astfel încât să pară că se uită strâmb. Nu convine cum am făcut pe cel din stânga. Cam așa. Ia să vedem, mai pot să mai fac o dată. Cam așa, să se uite cruciș. Și cu această unealtă ne mai putem juca să îi mărim un pic și urechile, să-i facem niște urechi de hobbit. Tragem un pic. Cam așa. Și îi putem umbla un pic și la vorbie. Să-i facem un pic mai ascuțită vorbia. Cam așa și de asemenea gura. Putem să-i mai facem la colțurile gurii, să-i mărim un pic, să-i facem așa gură de Joker. Să-i tragem un pic buza aceasta de jos sau apăs Ctrl Z, să-i trag din... Putem să dăm un pe plus, să ne apropiem, să dăm un zoom, să vedem mai bine ce lucrăm. Să-i fac o buză de iepure sau putem să... Ei, tragem așa de gură, să-i facem un pic un bot de iepure. Să-i borcănăm un pic nasul. Subțiem un... mai sus în păr, să-l subțiem un pic, îi facem un nas așa de boxor. Luăm un alt tablop tool dacă vrem să-i borcănăm nasul mai bine și îi cuprindem tot nasul și apăsăm un pic cam așa. Nu trebuie nici să exagerați prea mult cu aceste unelte. Și când suntem gata, vom da OK. Și observăm că dacă am făcut Smart Object, avem un jos de desubt, exact ca și la niște filtre. Ori de câte ori vreți să mai aduceți niște modificări, vreți să mai măriți sau să micșorați ceva, veți da un dublu click pe el și observăm că ne bagă în meniul Liquify. Dacă lucream doar pe poză normală, nu mai puteam să facem acest lucru. De aceea facem și acest Smart Object. Vă puteți opri aici sau puteți să mergeți mai departe să ne creăm anumite efecte, astfel încât să avem aceste rezultate ca și când ar fi fost desenate sau să se vadă un pic mai bine și vom crea un layer de ajustare și încep cu Curves, deoarece vreau să mai închid un pic din... umbre și să deschid un pic din highlight-uri. Deja, după cum se poate observa, s-a schimbat total înfățișarea acestui personaj. Și vreau ca acest layer curve să fie mereu deasupra. Și atunci mă întorc înapoi pe layer-ul meu de dedesubt pe care am făcut filtrul Liquify și apoi mă duc și creez iarăși un layer de ajustare. De data aceasta voi alege un color balance, deoarece vreau să mai schimb un pic din aceste culori. Acum, în funcție de pozele pe care vi le-ați ales sau de, eu știu, gusturile voastre, puteți să folosiți ceea ce fac și eu aici în color balance, dar s-ar putea, dacă aveți alte poze, să nu se potrivească și atunci vă veți face după bunul gust aceste editări. Deci cei care folosesc aceeași poză pe care am folosit-o și eu vor observa că am sus minus 2, la mijloc minus 14 și mai jos minus 20. Vă dau OK. Și voi folosi, mă voi întoarce înapoi pe acest layer și voi crea și un brightness and contrast.
Iar apoi poate mai creez și un gradient, să vedem. Aleg pe acesta din două culori by default, dau OK, OK, îl pun în modul de expunere, overlay, și voi scădea din opacitate foarte mult drastic, cam așa. Astfel încât să-mi creeze, să-mi pun așa niște culori cu el și fără el. Bun, după ce am făcut acest lucru, mă întorc pe layer-ul de deasupra și apăs asta Ctrl Alt Shift și E pentru a crea această ștampilă a lucrării mele, astfel încât voi ce vom face acum se va aplica acestei ștampile și nu layer-ul de desubt. Cu această ștampilă selectată vom merge pe filtru, filtru galerie, iar cei care au urmărit tutorialul de data trecută știu ceea ce vreau să fac, și anume ne vom selecta un filtru care, spre exemplu, la Artistic și avem acest Dry Brush și vom da OK. Iar acum, dacă îi vom mai scătea un pic din opacitate, cam așa, 63%, pare că avem aici o pictură sau un desen, o caricatură a acestui actor. Dacă veți închide acest layer, putem să mai creăm o altă ștampilă. Ne întoarcem pe layer cu dedesubt și apăsăm Ctrl Alt Shift și E să ne creăm o a doua ștampilă. Să încercăm să aplicăm un filtru, filtru gallery, să... Opa, am aplicat filtrul dinainte, merg pe filtru, am apăsat Ctrl CZ pentru a deveni un pas anterior și mergem pe filtrul gallery de aici și ne putem selecta, eu știu, acum o altă imagine, color pencil, nu. Nu aceasta, era unde era Stylize Sketch. Texturize, să încerc scuze, dat. Și alegem acest Texturize sau alegem un mozaic, un film grain. Sau pur și simplu luăm un sketch și vom alege stamp. Vom da OK și vom pune acest layer în modul de expunere overlay și la fel îi mai scădem un pic din opacitate. Cam așa. Și vă mai sugerez încă un filtru. Mai creăm o ștampilă, apăsăm Ctrl Alt Shift și E. Mergem iarăși pe filtru, filtru Gallery și de aici mergem la Artistic și vom alege Poster Age. Vom da OK și la fel la Poster Age doar scădem din opacitatea acestui layer. Cam undeva la 50-56%, și acum observăm, dacă vrem așa, care dintre ele ne place mai mult. Eu sincer îl aleg pe cele două, le-am lăsat și le-am pus așa, și cu asta tutorialul meu s-a încheiat aici. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Aștept comentariile voastre cu privire la tutorial, dacă v-a fost util sau dacă nu ați înțeles anumiți pași și ați rămas împormuriți pe undeva, îmi scrieți și eu vă voi răspunde să vă ajut să terminați lucrarea. Cei care sunteți noi și urmăriți pentru prima dată tutorialele mele, am să vă rog să dați subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le aveți în fiecare săptămână. Iar restul, nu uitați să apăsați butonul de like și share pentru a mă sprijini și încuraja în ceea ce fac. Încă o dată vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu, vă urez succes în proiectele voastre, iar până la data viitoare să ne auzim sănătoși. La revedere!